Detalii sfâșietoare în povestea pilotului mort în accidentul aviatic din apropiere de Odorheiu Secuiesc. Alin Neagoieș cumpărase aparatul de zbor pentru a ajunge rapid la școala de nevoi speciale unde învăța fetița sa, oarbă din naștere. Bărbatul avea 39 de ani și pilota de mai puțin de un an gerocopterul cu care s-a prăbușit. În momentul decolării, el era însoțit de doi amici cu două aparate asemănătoare. Pilotul gerocopterului și-a anunțat prietenii alături de care zbura la doar 30 de secunde de la decolare că aparatul său are probleme la rotor. El ar fi cerut eliberarea urgentă a pistei pentru a putea ateriza, însă nu a mai apucat să facă această manevră. Girocopterul a explodat în aer și s-a prăbușit la sol, iar pilotul și-a pierdut viața în explozie. Foarte scurt timp după decolare, s-a prăbușit într-o pădure din apropierea drumului național 13A, la circa 150 metri de acest drum. Conform reprezentanților Inspectoratului General al Poliției Române, o echipă de experți criminaliști specializați în accidente aviatice s-a deplasat cu un autolaborator special la locul prăbușirii aparatului de zbor. La fața locului s-a deplasat imediat o echipă operativă din cadrul Poliției Municipiului Odorheiu Secuiesc. A fost informat și solicitat la fața locului un procuror din cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureș. Inspectorul General al Poliției Române a dispus ca aici să vină și o echipă din cadrul Institutului Național de Criminalistică. Unul dintre prietenii care îl însoțeau pe Alin Neagoie a declarat presei că aparatul de zbor era nou și că pilotul îl verificase cu 20 de minute înainte de decolare. Inclusiv rotorul a fost verificat. De asemenea, el a afirmat că la momentul decolării condițiile de zbor erau bune, era vizibilitate și nu ploua. A fost un om excepțional, un mare iubitor al motorsportului, a concurat la multe raliuri, un familist convins și un om prosper în afaceri. Îi se moaie picioarele, efectiv, oricât de mare și tare sau puternic ai fi. Alin Neagoie se ocupa cu afacerile, era căsătorit și avea doi copii, o fetiță de 6 ani și un băiețel de 4 ani. Cumpărase girocopterul în luna aprilie pentru a putea ajunge mai repede de la Tușnad, unde locuia, la Cluj-Napoca, unde fiica sa, oarbă, urma cursurile unei școli pentru copii cu nevoi speciale. Pasionat de sport și aventură, era instructor internațional de rafting, amenajase un traseu pe râul Olt, în defileul de la Tușnad, unde obișnuia să însoțească grupuri de turiști dornici ei de aventură.